Salutare băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem aici de Totul Mobil, te salut. Salutare, salutare, ce fac băieții, ce faci Cristi? Uite aici te-am provocat la niște meciuri de head-to-head. Yes. Ai pare 160 de ani, am văzut că ți-ai dat upgrade la aia tot, dar da. Nu, astăzi cred că o să vă câștig și băieții măcar un meci, așa că dați acolo like, abonați-vă dacă sunteți noi. Aveți în scriere și link către canalul lui Nick, chiar mersi mult că mi-a acceptat invitația și sper să fie niște meciuri frumoase una peste alta. Băieți, înainte de a trece la treabă, însă vreau să vă anunț că pe www.ragnarshop.com s-a adăugat un nou stoc, stocul cu colecția de la Euro 2020, tricouri cu naționale de la Euro 2020, cele mai importante naționale, tricouri care arată foarte, foarte bine, cu Cristiano Ronaldo, Mbappé, De Bruyne, Van Dijk sau așa mai departe. Aveți link în descriere, băieții, către site, puteți folosi și codul CHRISYOUTUBE5 la check pentru reducere de 5%. Iar pe enema.com, băieții, găsiți o grămadă de produse video, de jocuri video, cea mai variată gamă de produse, asistență 24/7. Aveți un cod de reducere de 3% CHRISYOUTUBE dacă îl băgați la checkout, iar link-ul îl aveți în descriere. Vă las, băieții, și echipa mea. Este înainte de upgrade-ul pe care l-am dat. Sincer, nu știu cum o să postez acest clip, dacă o să fie înainte sau după upgrade-uri. S-ar putea să fie după upgrade-uri, deci dacă vreți că e altă echipă, pentru că n-am dat încă upgrade-uri când filmez acest clip. Și da, fără alte introduceri, dăm aici la head-to-head, ești online? Yep. Ok, hai să vedem dacă ajunge conexiunea rapid. Băi, sper să ajungă, că sunt 45 de grade afară, că ne registrăm acum. Ne registrăm aici, pierzătorul își face un duș rece după. Păi numai asta e bine, faci o tură pe afară, în jurul blocului. Ah, ok, și câștigătorul primește un duș rece. Bun. Da. Avem și miză, băieții. Dacă nu mă găsești tu, o să-ți dau eu. Hai că a venit. A venit? Bun, bun. Yes. Hai să-i dăm. Tu un 4-4-1, joci? Da. Ok. Bun, yeah. Oh, Kane în atac. Da, îmi place maxim, îmi place maxim. Nu e bine. Bă, putea fi Ronaldo toți, dar a zis EA Sports că 47.000 de gemuri nu-s de ajuns. Băi, bun și Kane și Lukaku. Bă, da, da, cu Haaland n-am jucat, cred că până acum chiar deloc. Cred că am jucat eu împotriva lui, avea unul o carte crescută până pe la vreo 100, m-a nenorocit și ăla. Dar Kane m-a nenorocit cel mai mult, Kane. Da, dă foarte bine cu capul. Și cu șutul, are șut ca lumea rău. Da, 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 are forță maximă. Știu că și Ronaldo ăla, tot sale la fel. Da. Mi se mișcă un pic așa, parcă în delay, dar e acceptabil. Mamă, trăi pe gulit ăla. Te plângi de Kane, dar... L-am scos pe Pogba, pe Paulica din echipă, l-am băgat pe Ramsey de la National Hero, să vedem cum se descurcă. Ce Pogba vei, ăla de la Star Pass? Da, 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 103. Dar nu era mai bun Pogba? Cel puțin ba, da, da, e 20 de milioane. A, așa stai de vrat. Ramsey e 6. Oh. Și am rămas fără bani după ultima upgrade, adică... 0 bani, 0 lei. Ah, da, se mișcă. Na, o să centrezi. Hai că am scăpat. Nu? Ba, bine. S-a dus prea lungă. Am auzit că dă și mesera cu capul cât de cât. Da, mă, da, în mod ciudat. Sare piticul. Dacă tot a câștigat cupa asta, Cupa America. Poate de asta, da. Te-ai uitat la finala cu Brazilia sau n-ai stat? Nu, dar ce a dat-o pe undeva? N-a dat-o. Nu, dar înseamnă că te-ai uitat pe... Nu, nu, nu. Undeva. Am văzut doar golul lui domnul Maria. M-aș uita la meci dacă ai luat la timp undeva. Oh, ia stai. Ia. Nu! Aia zic. O, Saul era. Dar unde era Kane? Bravo. El trebuia să fie acolo. Da, din păcate cu o centrale, dar... Asta ce e meta. Așa se joacă, eu n-am nimic împotriva centrărilor, dacă așa e jocul. Nu, așa se adevărat. E prima oară când l-am băgat pe dubul ăsta în echipă. A venit nașul lui Kane. Chiar nu mă așteptam să dea gol de acolo, din marginea careului aproape. Hai mă, că e maimuță băiatul, el dă de oriunde. Ia uite. Wow. Da. Da. Data viitoare să-l cresc și pe el. Ia uite, prima repriză. Hai mă că e bine. Nu știu dacă nici ăștia de la Flashback nu cred că vor avea de alea schimbate. Mă îndoiesc.
A dat fault? Aparent no. Da, era fault, dar o fi lăsat să continue și de aia nu s-a mai întors. Cum e Gerard dacă nu l-am apăsat? Băi, Gerard surprinzător de bun, să știi. Chiar nu mă așteptam să fie așa bun, adică... Băi, cred că trebuia să ai corner aici, dar... Mergi. Ați egan, arbitru. singur arbitru, parcă de la Eurocrat. Ma. Da. Este. Te-ai întrebat de Mane? Da, da. Tot în dombele ăsta. Da, e cam expirat, o să... Cred că o să-mi iasă și mie din echipă. A fost bun, mă, în perioada asta. Aoleu. Da. Doar galben? Putea să se mai inventeze un carton așa aici. Eh, a zis arbitru că e bă, minutul 90, hai. Am mai dat o cerere, mă, nu știu când ajungi. Vine, e cu porumbelul. Amă, că a venit, ia uite, din prima. Yes, meciul 2, băieții, hai cu like-urile. Exact. Poate face și acolo băieții 1300-1500, ar fi genial. Yes. Hai să vedem, dublu a 2. Te-ai uitat la meciul al CFR-ului din preliminarii? Da. Băi, eram live în fix atunci și am zis aia nu mai prind meciul, nu știu ce. După ce termină live-ul, mă uit și eu pe flash score să văd cât s-a terminat. Au avut noroc, da, noroc cu că a scos regula golului din deplasare. Da, da, da. A fix a venit. Bine, mi se pare o tâmpenie că a scos golul în deplasare, că e mai greu să dai gol la bă, aia. Bă, da, și mi se pare. Ar fi avut sens măcar dacă l-ar fi scos sezonul ăsta când s-a jucat fără suporteri. Da. Da, e FIFA e asta... E să dai da, da, în clar. Deplasare. Adică... Contează, zic eu. Văzut undeva că, parcă prin FIFA 19, Porto de la Sociedad avea 1.83 și acum are 1.77. A intrat la... Când mai îmbătrânești, mai crești, mai scazi din înălțime. Da. Sau a intrat la... Uite Messi cu dribbling-ul. Cu Ronaldo Ciopu. Aaa, bă, da. Fix la tine a sărit. Îmi place că i-a dat la Messi Ronaldo Ciopu, adică. Aaa, perfectă centrare. Singur el. L-ai lăsat. Da, da, da. Exact la fix a centrat-o. Adică, un pic mai încet, dacă o dai, o prindeam. Dacă dai mai tare, se ducea prea în spate. Yes. M-a dat tot așa în minutul 40 primul gol. I-a dat și o gol din kick-off sau... Mă las să joc, pot eu. N-a ajunge niciodată să o luare. Mamă, iar mi-a plecat. Bun rău Hernandez ăsta. Da, rapid, bun și are și captain parcă. Da. Un răbu acum cu captain. Pare... Da, un da, răbu exact. Cu captain. Și un rămâ cu second strike. Da, ne dau la pre-sezon, parcă văd. Bă, probabil, mamă. Ei, na, mă, Bender a dat gol cu capul, nu prea vezi asta toată ziua. Bă, nu știu, dar e bun Bender ăsta, chiar îmi place maxim. Cred că o să-l schimb și eu cu Akanji, mă gândesc. Toate că nu-i mare diferență, de fapt. Văzut că au pus poze cu echipamente care nu arată stema sau ceva, că acum sunt la alte echipe și n-au voie. Da, da, da. Chiar Buffon, pe unde mai joacă? La Parma s-a dus înapoi. Da? Da, va fi corect cu Mihail acum. Îi promovează înapoi în prima ligă și apoi se duce iar la... Vreau să zic că se duce iar la Juventus. E diferență mare între jucători, asta e faza. Da, golita la face diferență oricum, oricând. Mă enervează că îmi bate cornele Kane. Nu înțeleg. Da, serios? Nu da. Dubios. Mă îndoiesc mă că nu e nimeni care să aibă mai mult la, nu știu, crossing sau ce-ar trebui să aibă mai mult ca să boată el. Da, la passing sau... Habar n-am. Hai, aia zic mă. Uraganul Kane. Da, păi am văzut că urca în careu și am zis că îi centrez. Uraganul Kane, băieții, deși e gol. Bravo. Gol de onoare. Ia uite-l mă cum a sărit. E bun, da. E bun, nu știu. Până acum n-am dat de un fundaș care să-i ia mingea de la cap. Da, ăștia Ultimate Team of the Season, cred că o să țină mult jucătorii ăștia buni. Da, clar. Adică are el doar 100, dar... Uite-te la Messi de 100 și de la Kane. Da, e diferență. Ai bă, dacă m-a lăsat și faza asta. Da. Yes. 3-1 la doilea meci. Da. Pam, pam. N-am avut șanse băieții, dar... Na, cum a zis și Nico, mică mare diferență de echipe. Dar... Hai că parcă primul meci chiar a fost în regulă. Chiar a fost mai echilibrat. Da, dar viitoare facem niște echipe de la tematice. Și da, cam asta ar fi clipul nostru. Sper că v-a plăcut. Sper că au fost niște meciuri interesante. Dați like, cum am zis, poate 1300-1500 de like-uri ar fi senzațional. Și da, până data viitoare, pa, pa! Pa, pa!